Îl binecuvântăm pe Domnul din toată inima pentru că a rânduit pentru noi o seară de har, frați și surori, și pentru aceasta să spună toată biserica, mărit să fie Domnul! Așa să răspundă nu toți, decât cei răscumpărați de Domnul! Mărit să fie Domnul! Pentru că ne-a făcut mult bine și suntem datori să-L slăvim și să-L binecuvântăm, a Lui să fie slava! După 25 de ani de pocăință, stă cu motoarele turate, încă nu s-au obosit și noi încă nu papă ulei motorul, căci Duhul Sfânt e Cel care înnoiește în noi dragostea în fiecare zi, înnoiește în noi puterea de a sluji. Și m-a întrebat de altfel profesorul doctor Căprar de la Spitalul de Recuperare, zicea, domnul Romică, spuneți-mi care e secretul care stă la baza unui caracter atât de stabil, un om în cărucior să fie atât de echilibrat când atât ați descentrați umblând pe picioare. Gânduri suicidare, sănătoși, n-au chef de viață, stau apăsați, apatici și fără nicio dragoste de a trăi. Știți de ce? Secretul se ascunde în Dumnezeu. Că cel ce își pune nădejdea în Dumnezeu și spune cartea proverbelor despre el, trăiește o viață cu mulțumire, în casa celui cu inima mulțumită, ospățul, bucuria și fericirea, nu se mai termină, aleluia lui Iisus. Și pentru asta slăvim pe Domnul, mărire Lui. Cum să ne obosim cu un astfel de Dumnezeu pe cale? Cum să fim apatici și plictisiți când în fiecare zi răsare soarele peste noi, ne dă apă și aer, ne dă sănătate, mărire Lui, aleluia lui Iisus. Umblăm pe picioare. Umblați voi pe picioare. Eu umblu în credință, închid ochii și am văzut luțerna udă azi dimineață și mi-am închipuit că umblu plin lucernă și mi se udă picioarele. Și am zis, Doamne, ce aș mai vrea odată să o călc în picioare? Dar nu se poate, pentru că Dumnezeu a rânduit un alt drum și o altă voie. Există o voie a lui Dumnezeu. Nu întotdeauna Dumnezeu vindecă. Nu întotdeauna Dumnezeu face miracolul. Cum sunt fratele noi în biserică, o zis așa, eu vreau să văd minune pe, pe fratele Romii ridicându-se sus. Nu întotdeauna Dumnezeu vindecă. Și vreau să vă spun ceva. Și atunci când nu înțeleg, aleg să fac voia Lui. Nu întotdeauna înțelegem ce scrie Scriptura. Sunt atâtea locuri pe care nu le pricepem și trecem peste ele. Nu întotdeauna înțelegem ce vrea Dumnezeu să spună. Dar vă spun ceva. Ce spune Psalmul, rămâne în picioare ca piatră de temelie. Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape și mă cunoști. De departe îmi cunosc gândurile. Știi când stau jos și când mă scol. Aleluia lui Iisus! Nu pleacă Dumnezeu cum râde Ilie la un moment dat de Dumnezeii lui Baal și Astartei și își bate joc de aia 400 plus 450 și zice Dumnezeu vostru e plecat la plimbare în călătorie, strigați mai tare, vreau să vă spun ceva. Și atunci când norii sunt negri și atunci când cerul de plumb, Dumnezeu e acolo. 8 operații până momentul acesta și când mă uitam la becurile alea multe care se aprindeau bolnav de cancer, ca să știți voi care nu știți, intram în sala de operație, știam că eu nu o să mai fiu conștient, că voi intra într-o comă indusă. Dar vă spun ceva, știam că medicul face bine acolo. Nu întotdeauna vezi pe Dumnezeu că lucrează. Dar vreau să știi ceva, întotdeauna să fii sigur că ce lucrează El și cum lucrează El este super bine. A Lui să fie slavă în veci de veci. Amin. De ce m-am orientat la cuvântul acesta și câteva adevăruri despre care vreau să vorbesc în seara aceasta din cuvântul Domnului? Mă străduiesc să fiu eficient așa din cărucior. Nici nu m-a plăcut la amvon niciodată că se părea că e un piedestal, acolo e șeful și jos sunt ceilalți. Noi suntem cu toții frați și surori, aici stăpân este Domnul. Spunea fratele Hozan într-o vorbire și mi-a plăcut tare, zice fratele Vasile așa, fraților, hai să fim noi tăți proști, să fie Dumnezeu deștept între noi și lucrurile ar fi așa cum trebuie să fie. Și avea mare dreptate. Avem mare dreptate. Când Dumnezeu e înțeleptul, vă spun că nici cel fără de minte pe calea aceasta nu se pierde. Busola Lui funcționează nord orată nord, sud orată sud, nici fără multă minte, fără multă înțelepciune, nu se pierde, pentru că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, spune Biblia despre El, că ni l-a dat Dumnezeu când a plecat Domnul, nu Iisus printre noi. Iisus e în cer, Duhul Sfânt e printre noi. Și Iisus a plecat și a spus așa în Fapte, capitolul 1, n-am să vă las orfani, vă trimit Duhul adevărului care va fi cu voi și în voi, mărit să-i fie numele. Și El ne călăuzește și El ne învață când să vorbim și când să tăcem. De ce nu se încurcă pocăiță? Pentru că Duhul Domnului ne învață, mă, nu-i băutura pentru tine. Și zicea unul de la Marghita, un fost coleg de-al meu, mă, Romi, nu știu cum la voi la pocăiți, nu-i voie să dohănești, adică să fumezi, nu-i voie să bei, nu-i voie să bați pe
picioare, nu-i voie să joci, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie. Și am spus, măi, dragul meu, la noi nu că nu-i voie. Care dintre voi, fecioare și amistare, dragi, care tremură acum când ai ieșit din biserică, repede, repede, să prindă un mărășești pe un carpaț fără filtru? Niciun, așa-i? Dar de ce? Vă spun eu de ce. Nu că nu-i voie, nu-i nevoie. Ați prins ideea? Nu-i nevoie. Nu tremuri dimineața când te trezești după un pahar de pălincă și am nu-i voie să-l beau, nu-i voie să-l beau. Care dintre voi tremură după el? Niciunul. De ce? Nu-i voie? Nu-i voie. Nu-i nevoie. De ce? Am fost strămutați de Dumnezeu din împărăția întunericului în împărăția dragostei Fiului Său. Eu care am fost rob al păcatului, Dumnezeu m-a mutat și m-a mutat în împărăția Lui și împărăția Lui a intrat în viața mea și de atunci vesel când păcărare. Nu s-a obosit și nu s-a plictisit. Culmea, când îmi dă Domnul har în adunare, nu doarme nimeni, nici bătrân, nici al de la schimbul trii, nu dă, mai vocal. Eu, mie îmi place să fiu și ascultător și predicator. Și știu cum ar trebui să vorbească cel pe care vreau să-l ascult și în modul acela vreau eu să slujesc. Doamne, ajută-ne să predicăm cu credință, să cântăm cu har și cu ungere. Niciodată să nu vorbești lucruri pe care nu le crezi. Știți de ce? Spune Biblia despre inimă. După cum răspunde fața la luciu apii, așa răspunde inima la inimă. Și asta fără cuvinte. Tu când vorbești lucruri pe care nu le crezi de la amvon, când cânți lucruri pe care nici tu nu le crezi, vreau să spun ceva, se transmite asta. Și cel care te ascultă aude că cânți fain, fără come, nu falsezi, ești brici, echilibrate boxele, totul e cuatrofonic, merge stas. Dar n-are efect. Se oprește undeva în urechea muzicală, în osul cohleal, la ciocanel, la timpan și stă acolo. Nu mai pleacă la inimă, că la inimă pleacă ce vine din Duhul lui Dumnezeu, mărire Lui. La inimă pleacă când cânta David, închidea ochii, punea mâna pe harfă și când cânta, zice cântarea, harfa lui David, când cânta David, duhurile fugeau și se duceau, mărit să fie Domnul, pentru că el era plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a lui să fie slava. De ce m-am orientat la cuvântul din Luca, am să vă spun, văd foarte multe falimente, văd foarte mulți falimentați și mă întreb și m-am întrebat de ce cad oamenii și n-au rezistență, n-au forță, nu există o autosustenabilitate spirituală să împiedică măr puțin de el și să prăbușesc. N-au echilibru, n-au constantă. De ce? M-am întrebat. Și ascultați ce a spus Domnul Iisus. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie. Nu e opțională rugăciunea. Despre cântare nu spune Domnul Iisus că trebuie să cântați. Deși îmi place cântarea, eu ca și prunc de lăutar și de muzicanți, sigur că iubesc cântarea. Dar lucrul la care atrage Domnul Iisus atenția, trebuie să se roage, trebuie. Acest trebuie nu-i facultativ. Păi dacă vreau mă rog, dacă vreau nu mă rog. De ce crezi că vedem în bisericile la ora actuală, am fost în Europa și în tot Occidentul și văd și în România, de ce credeți că sunt atâtea falimente, atâția falimentari care nu mai pot duce drumul și obosesc pe cale? Și dacă până ieri era brunețică și frumusică, peste o lună e blondă, capul e câte o coșară, vopsită, aranjată, machiată, nu mai știi ce-i cu ea, știi de ce? Că nu are putere. Vreau să vorbesc câteva adevăruri extraordinare, de fundament. Sunt adevăruri biblice pentru că, pe care trebuie să le știe fiecare pocăit. Ascultați, în primul rând, de ce trebuie să mă rog? Marcu, mă duc întâi în Luca, la capitolul 21, cu versetul 36. Luca 21, cu versetul 36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. În primul rând, de ce trebuie să ne rugăm? Păi de aia că fratele Cordia e urma rugăciunii, că mai sunt aici câțiva care sunt mai gălăgioși și să mai roagă și în rest tineretul, ce facem? Astăzi la biserică, când eram la ora de rugăciune, ne rugam, dați-vă seama, o tânără lângă mine să rugați cu telefonul, Doamne, fii slăvit, o palmă peste telefon, l-o scăpa pe jos, ce faci, zic? O, frate Romi, ia-l, închide-l și pune-l jos, că bag sub roată și mă mișc de trei ori pe el. Ce faci? Cum te rogi? Ca să ai putere, de-aia n-au putere, dați-vă seama, câtă dragoste de rugăciune să ruga cu noi din telefon. M-am uitat la ea, băi, m-am furiat pur și simplu.
Dragi frați și surori, dacă vreți să aveți putere și vreți să fiți oameni puternici, nu uitați, nu există pastila miraculoasă ca așa e pentru slăbit, luați una garantat într-o săptămână 13,5 kg pleacă jos. Sunt povești astea. Astea sunt lucruri de vândut pentru bani, ca ăla care chinui săracul de cântar să dea banul. Nu există pastilă miraculoasă, nu există spanaculul Popei în pocăință, l-ai tras pe pipă și ești gata plin de Duhul Sfânt. Nu există așa ceva fără rugăciune. E nevoie de rugăciune ca să ai putere, să biruiești pofta și păcatul, să stai în picioare în fața Fiului Omului. Doamne, ajută-ne! Nevoie de rugăciune, nu poți fără de ea. Doamne, dă-ne înțelepciune! Câteva adevăruri, mă uit la falimentari și la falimentați. Știți de ce se prăbușesc bisericile? Nu pentru că... Uitați-vă la noi la Marghita, biserică frumoasă, e super, renovată, am băgat multe miliarde, am făcut-o, totul e ok. Hai dați luni și marți la rugăciune. Să vedeți că nu sunt 400, nici 500. 30, 35, maxim 40. 40 înseamnă 10% din 400. 10%, măcar de-am fi 50-50. 50 vinim, 50 nu. Să nu spună mie că toți sunt la schimbul 2 și luni și marțe. Toată lumea e schimbul 2. Vă spun ce se întâmplă. Pentru că nu există rugăciune. Chiar dacă ar fi voință, nu-i putere de aplicabilitate. Omul nu poate pune în aplicație că nu are în spate o viață de rugăciune. Primul lucru, de ce trebuie să te rogi? Ca să ai putere. Rugăciunea nu e o rutină. Mă rog că... Mi-am făcut și eu o sucă, e bună suca asta, că suca asta, obiceiul ăsta, era Domnul Iisus, spune Biblia despre Domnul Iisus, că după obiceiul lui, el se trăgea în munte și se ruga, după obiceiul lui se ducea în sinagogă și citea scripturile, după era un obicei bun, nu era ăsta, dar nu-l fă de obicei, fă-l de necesitate, nu trăi prin comparație, comparându-te, păi dacă tu ești soră și ești frumoșică, fecioarele mele, sunt așa de dragi. Nu te compara cu aia de la liceu, cu colega ta, care s-a scuțit, s-a aranjat, s-a meac, că ea vrea să placă cuiva. Ori spune Fapte, capitolul 8, cu versetul 12. Pune-mi-l, te rog, pe plasmă. Romani, capitolul 8, versetul 12. Așa. Fiți atenți ce scrie acolo. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Continuăm în 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi și mă opresc aici. Tu nu mai datorezi nimic firii pământești să trăiești după îndemnurile ei. Dar câți datornici îi avem pe-n biserici? Datori! Ei sunt datorați. El vrea să placă cui? Aia de la locul de muncă. Ea vrea să placă al colegului de școală, profesorului. Și numai lui Iisus nu, măcar că Biblia spune, noi nu datorăm nimic să trăim după îndemnurile ei, ci noi trăim după îndemnurile Duhului. Vă întreb eu, cine îndeamnă pe un frate să-și facă freză topor? Muchii de topor. Ascuțit. Am văzut băieți care se așa aranjează să fie mai acătărea, mai tras la lume. Cine îndeamnă pe ăștia? Pe feche. Cine le îndeamnă? Duhul Sfânt? Nu. No. Să nu cumva să facem eroarea să credem asta. Căci Duhul Sfânt te conduce doar la lucruri sfinte, care n-au nicio legătură cu firea și cu trupul. Nu gândi la, nu purta grijă acestui trup, că nu cumva să-i trezești, că după ce l-ai stârnit și l-ai trezit, mai adorme tu, uriașul turbat. Mai adorme după ce roata vieții se pornește, dă-i un diazepan și pune-l la culcare, că nu se mai culcă. Adolescență, mare atenție, adolescenții, mare atenție. Internetul e criminal pentru voi. Pentru că voi nu știți ce e bine și ce e rău și ești tare curios, ești liber. Odată un tânăr de vreo 11 ani, stând cu el de vorbă, mi-a trimis din greșeală un tânăr, mi-a trimis pe telefon, nu vă spun ce, un clip filmuleț. Eu n-am știut ce întâlnit, când l-am deschis, n-am știut și cu telefonul, nu cumva să mă vadă cineva, nevasta, la ce te uiți, mă? Aoleu, l-am stâns să-l sun, mă. Pace, frate. Pace, frate, Romi. Dar ce faci, mă? Dar bine, dar ce mi-ai trimis? O, dar dumneavoastră ce l-am trimis? Mie mi l-ai trimis. Dar zic, mă, vom, nu-i rușine. O, frate, Romi, dumneavoastră ce expirat. Ce zic eu? Expirat. Adică, a, păi, da, aștia, la 11 ani, de suntem bătrâni cu barbă, deja suntem la pensie, le știm pe toate. Ați înțeles că copiii ăștia nu sunt fraieri, cum credem noi. Nu, no, nu. No. Nu, no, nu. No. De aceea
rugăciunea e cea care îi va ține departe, rugăciunea are putere, rugăciunea dă putere și la aceasta zic, Doamne, ajută-ne. De ce? Să mă rog, Marcu, capitolul 14. Ascultați ce spune Biblia. Marcu 14 cu 38. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. De ce să te rogi? Ca să nu cazi. În prima fază, să fii puternic. Aveam un coleg, slujeam în Oradea, în Cantemir, în biserică, și în biserică aveam unul care era, și-o bunuț, așa, buiac, dar aveam unul care era încă o dată cât mine, avea un spate, el lucra la forțele speciale, îl porecleam lui Brazilul, brunet. Și îl întrebam, mă, dar tu ce faci, mă, de ești atâta cât orga, mă, mic în talie, mare, uriaș. Zice, frate Romi, mă duc la sala de forță. Ouleu, eu știu de haine de forță. Haine, de ce faci la sala de forță? Păi zice, acolo fac piept, pectori, cu 200 de kg împing la feră și la deale. Ca să fiu când ne merem în acțiune, când suntem, atacăm, ne bagă, suntem trupe de forță, de la forțele speciale, acolo trebuie să faci treabă, nu stai și povestești la ala, mă, nu vrei să fii prieten cu mine, nu trebuie să-i spargi ință, trebuie să-i dai de pământ, să-i rup oasele, de-aia mă pregătesc. Mă, ar fi bine o să-i lași de Domnul, ori de sportul de lucru aici, că aici nu merg astea la o altă împreună. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Brazil. De ce trebuie să te rogi în a doua parte? Ca să nu cazi în ispită. Vine la Balaam, vine Balaac, trimis de stăpânul lui, să-i facă o ofertă. Să-i facă o ofertă să blesteme pe poporul Israel. În prima fază, zice Balaam, cel care are ochii deschiși, cel care vede nu acum și departe, cel care prorocește și profețește despre Domnul Iisus, zice așa lui ăsta, perfect operat și o procedat prorocul. Când a venit la el, ăștia cu măgari încărcați, cu euro și cu dolari și cu mantale și cu dietăție, o zis el, stați că o întreba pe Domnul, nu-mi trebă niciun leu de la voi, întreb pe Domnul și apoi vedem ce a zice Domnul. Să duce înaintea lui Dumnezeu ca și cum Balaam n-a știut ce a zis Dumnezeu lui Avram și a zis Domnul așa, pe cel care te va binecuvânta, îl voi binecuvânta, iar pe cel care te va blestema, îl voi blestema, asta a zis-o Dumnezeu. Și Balaam, care era proroc, știa asta, dar totuși când îți doi pupi de euro acolo, două căpiți de bani, stai și uiți către el, mă, iubire de bani, vedeți, îi face pofta ochilor, pofta firii și lăudăuroșia vieții. Duce pe om la necazuri, că întotdeauna mita o strâmbat inima celor drepți. El trebuia să spună ce? Mereți, mă, cu banii voștri. Să duce înaintea Domnului, Doamne, să blastăm, nu blăstăm, poporul meu, cu asta am încheiat. Dar el, în loc să continue în rugăciune acasă, Doamne, inima mi-e cuprinsă de un duc de lăcomie. Aș vrea și eu, Doamne, un BMW serie 5 din 2017. Aș vrea și eu, Doamne, și dacă s-ar putea cumva, fă cumva, Doamne, să-l am, că-s tânăr și aș vrea, îi fac un pic de rabat, am la biserică, mai duc la rugăciune, nu mă fac rob, mă fac dator, ăștia prin străinătăți, fac orice, dar ajută-mă cumva, măcar că Dumnezeu și Domnul Iisus spunea, voi să nu datorați nimănui nimic, că dacă ești datornic cuiva, ești robul lui și când ești robul băncii, îți spune eu, zice fratele Silaghi de la Sârbi, drag mi bătrânul, frate Romi, banul, zice, stăpân rău și slugă bună. Și acum vă întreb eu, ce vi banul vouă? Stăpân sau slugă? Lu Balaam, eu fost șef. Banul a dictat. Și banul, măcar că el a zis, oh, te-ar da Dumnezeu să mor de moartea celor sfinți. Moare, știți de ce moare? Nu de moartea sfinților. De sabie moare Balaam. Pentru că nu s-a rugat, de ce să te rogi, să nu cazi în ispită. Ești lăsat, Domnul Iisus a fost dus de Duhul. După ce face botezul în apă, Ioan îl botează, spune Biblia, pronume personal D mare de tipar, este dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. Și noi zicem, Doamne, aș vrea, Iisuse, cum să fiu ca Tine. Am vrea să fim ca El, dar nu ne ispitie. Nu ne lăsa la încercare, că de nelăși. Doi frați odată s-au bătut, știi? Doi frați se bat, tata îl prinde de urechi pe unul și pe altul, mă. Care tata ar suporta de aceea să vadă că ăla mai mare îi dă pumnul la ăla mai mic? Ce faci, mă? Apoi îl bat că zicem-o la jucărie. No, fii atent, știi cum facem? Ala mai mic, educe tu, pupă-l de jucărie înapoi și împăcați să văd cât e. Nu, pe amândoi, pun-o iaua și vă împăcați voi.
A, bine, prunci de voie, de nevoie, era șef, un trăi, o mărțelă mai mic, a, iartă-mă, a sucat o parte și pe cealaltă și o zlusă mai mare, mă, tu să nu mai bați, mă, că stai mai mic, tu ești mai mare, ai minte mai multă, tati, eu nu-l mai bat, numai să nu mai spichească. Adică, Doamne, aș fi pocăit bun, aș fi cel mai bun pocăit, dar să nu treacă aia pe lângă semafor, la trecere, când până aici mini-jupul, să nu treacă pe acolo. Eu aș fi cel mai bun pocăit, dar să nu mă supere frații în adunare, că, dragii mei, soluția la asta e rugăciunea. Când vine ispita, e îngăduită tocmai să dovedească, noi ne rugăm, Doamne, dă-ne dragoste, ți-o dă Dumnezeu. Ți-o dă Dumnezeu. Și după ce m-am rugat că, Doamne, dăm dragoste, îți trebuie putere să iubești, știi de ce? După ce m-am rugat pentru asta, vecinul întors acolo pe deal unde stau eu, Dani știe că el vine pe la mine, întorci un vecin, de-a mine o mașină cu savienul, pac, să urcă pe gard, îmi rupe gardul. Doamne, dă-mi dragoste să-l iubesc. Era, da, 500 tensiuni, nu-l făcusem nici de un an de zile, băgat aproape 500 de milioane, nu mă-n gard. Mă gândesc, uite ce-mi fac ora asta. Îl întreb, auzi vecine, nu știi ce-i mor gardul? Nu știu, zice el. Abar n-am, nu știu. Aveam două alternative. Să-l urăsc sau să-l iubesc. Și mi-am dat seama, în osteneala dragostei, în 1 Tesalonicenă, capitolul 1, vorbește despre asta. Osteneala dragostei. Când spun osteneala, înseamnă a-ți da silința, a te consuma, a te strădui, a face, a depune efort în osteneala dragostei. Ai nevoie de putere de la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! M-am rugat să-mi dea Domnul dragoste. Ei, Dumnezeu mi-a creat oportunitatea să iubesc. Poftim! Îți dau ocazia? Păi, iubește-l. Nu iubește pe Dani, că Dani-i prietenul și fratele meu. Păi îl iubesc din suflet, din inimă, în viața lui nu mi-a greșit cu un sfert de vorbă. Odată m-a scăpat pe trepța și pe trepțele de fier de m-am zdruncinat, dar nu m-am supărat pe el, că îl iubesc, nu a fost cu voie, a fost din greșeală. Dar când trebuie să-l iubești pe cel care îți face rău, te întreb cel care ești în adunare, poți să-l iubești? Trecut timpul, trece vreme. Dar ascultarea este. Și dacă este ascultare, voi sunteți ceasul. Am fost într-o biserică odată și un ceas era în față și unul în spate. Ăla merge și ăsta nu merge. Și eram la amvon, eram atunci pe picioare și îl întreb pe fratele slujitor, frate, zic, unul merge și unul nu. O, frate Romic, că știi cum e treaba. Ăla e pentru cei la care le fierbe oala de sarmale și fug iute acasă. Ăsta e pentru cei care sunt pocăiți și așteaptă ca Duhul să vină să lucreze pentru că. Care a fost ceasul lui Ilie când s-a rugat să vină ploaia? Știe cineva? A, norul, de câte ori, de 7 ori, temporal, nu cunoaștem cât o conținut, câte minute, câte ceasuri, cât s-au rugat într-o rugăciune, știm poziția, pe genunchi, cu capul între picioare, burta lui nu era așa de mare ca așa mea, să putea îndoia mai binișor o leacă, dar omul acesta se ruga lui Dumnezeu, uitându-se unde? Nu la ceas, la orizont. Nu te uita la ceas, uite-te la Domnul, care dă biruință, slăvit să-i fie numele, aleluia, mare este Dumnezeu. Vrei să fii biruitor? Roagă-te să nu cazi în ispită. Îți dă Dumnezeu oportunitatea să iubești? Atunci nu cârti. Cântăm noi cântarea care am pomenit-o mai înainte. Aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine, în pribegia mea pe acest pământ, de atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin Sfântul tău cuvânt. Doamne, ajută-ți, zic la asta. Când îți dă Dumnezeu ocazia să iubești, tu de ce urăști? Zici, mă, nu știu ce are sora din biserică cu mine, te dă mie să acață. Parcă scai ciulinul, tot în lână să bagă. Să acață de mine, n-are loc. Dragul meu, totdeauna Dumnezeu, vreau să știi ceva, te școlarizează la capitolul la care ești falimentar. Poți să ai 40 de ani de adunare, poți să fii bătrân. Totdeauna Dumnezeu, la capitolul la care tu ai fost repetent an de an, de an. Acolo te va școlariza în fiecare de an. Pentru că lui Dumnezeu nu este greu, spune Apostolul Pavel, mie nu mi-e greu să vă vorbesc aceste lucruri, iar vouă, vă este nevoie, fie slăvit numele Lui în veci de veci. Deci, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți, nu să nu fii ferit de ispită. Că am auzit rugăciune, Doamne,
ferește-mă de foc de apă. Un copil odată se ruga la noi în biserică, copilul Nicolae Gavriș, dacă din Chiribiș, era acolo aproape de mine, lângă masa. Doamne, dă-ne durere, taci-mă din gură, nu cere durere, zică el. Cere putere, cere altceva, nu cere durere, că avem noi bogată durere. Cere binecuvântare, cere ajutor, cere putere în suferință. Cere biruință în durere, când vine durerea. Tu să fii un om puternic, un om tare, care să nu cârtești. Ca să nu cazi în ispită. Ispita e îngăduită de Dumnezeu tocmai ca să se dovedească ce este în tine. Tocmai ca să se dovedească ce este în tine. Și după ce ai cântat frumos în adunare și Duhul Sfânt v-a folosit și impecabil, vă apreciez, eu știu că în spatele acestor cântări e multă muncă și multă repetiție. Ca și unul care am cântat mulți ani. După ce ați cântat extraordinar, să vă duceți acasă, pe drumurile voastre, și unde nu te vede nimeni, să faci ceea ce nu trebuie. Vă aduc aminte un exemplu grăitor și concludent. Vorbește Cartea Împăraților despre Samson. Samson care, după ce 1000 de filisteni, zice Samson, 1000 de grămezi cu o falcă de, o grămadă cu o falcă de măgar. Și încă o grămadă cu o falcă de măgar. 1000 de filisteni. Oh, mare Dumnezeu, aleluia! Și zice el atunci așa, Doamne, acum, după ce m-ai ajutat pe robul tău, vorbește la persoana a doua singular, după ce l-ai ajutat pe robul tău să nimicească pe ăștia filisteni, îl lași pe robul tău să moară de sete aici în pustie, să roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu l-ascultă. Și vorbește, du-te la stâncă și din stâncă va curge apă și tu vei bea apă din stâncă. Mere Samson. După ce face lucrare și nimicește pe filisteni și bea apă din stâncă. Și acum ce urmează să vă spun, sunt bine de microfon să nu scap din mână. Sunt bine de microfon să nu scap din mână. După ce o cânta plin de Duhul Sfânt, după ce o predicat uns de Duhul Sfânt și de puterea Domnului, știți ce face el? Spune Biblia, o băut din stâncă, o mulțumi Domnului și parchează gipanul unde? La o femeie curvă, spune Biblia. În imediata citire, veți citi capitolul, în imediatul eveniment, după el, zice Biblia că a oprit la o femeie curvă. Toată noaptea a stat la ea. S-a veselit omul. Mulțam, fain, Doamne, o fobinie. După ce iasă de la ea și ce face? Mere la o altă femeie curvă, pe nume Dalila. În același capitol, pe aceeași pagină. Te cutremuri după ce cânti cântări de Sionului, după ce predici uns de Dumnezeu, după ce prorocești în numele Dumnezeu, să faci așa ceva. Vezi ce înseamnă să n-ai putere să biruiești ispita? Dumnezeu l-a provocat, l-a lăsat să vadă la capitolul la care a fost slab, acolo a gafat, că orice pasăre piere pe limba ei, Samson cum a trăit? Așa și murit, i-a trebuit de străbălare, să finalizează viața lui cu ochii scoși, legat în lanțuri de aramă, rupând stâlpii de la casa aceea și dărâmând și omorând o grămadă de filisteni. Dar nu pentru asta a fost el nazireu, rânduit de Dumnezeu. Nu pentru asta a fost hotărât prorocul care a căzut în nu știu ce oraș, predicatorul din nu știu ce mare reputat, mare renumit, mare nume. Nu pentru asta a fost chemat, ci a fost chemat să ducă mai departe cântările Sionului, să vorbească despre puterile lui minunate, despre lucrările lui Dumnezeu. Fie slăvit numele lui, aleluia! Pentru asta te-a rânduit Dumnezeu, să aduci roadă și roada ta să rămână. Nu la prima ispită te-a împiedicat și ai picat de pe praful, s-a ales de toată cântarea și toată slujire. Așa de trist când aude mari cântăreți și mari slujitori. Nu mă aud, bă, uite, așa a pățit, așa a făcut. Doamne, nu mă mir de cel ce cade în vremea aceasta. Mă mir de cel ce rămâne în picioare și mă rog, Doamne, ai milă de fetele astea care le văd, câți copiii mei și tânării ăștia. Dumnezeu să vă țină în mâna Lui și în puterea Lui, să vă umple El de Duhul Sfânt, iar dacă o vedea El, că o luați pe altă cale, exact ca și David, Doamne, pune-mă pe calea veșniciei. Ai Tu metode și nu iau, și Tu iau, folosește-le, dar nu mă lăsa să pierd. Ce-ar folosi unui om? Aleluia! Per canobela velien. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Oare cui vorbește Dumnezeu după masa aceasta? Cui vorbește Duhul Sfânt în seara aceasta? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? De aceea, fii vegheator și roagă-te. Asta e o poruncă și nu e o opțiune. Roagă-te și strigă la Dumnezeu. Mărit să fie Domnul.
Am pus o întrebare, de ce să mă rog? Ca să am putere, 1, 2, ca să nu cad în ispită. Și acestea sunt cuvintele Domnului Iisus. Și vă recomand întotdeauna, nu că evangheliștii sunt mai prejos, ei au vorbit de la Duhul Sfânt, ei n-au vorbit stând cu o țigară în colțul gurii și cu o bere în mână și au scris evangheliile. Nu, oamenii aceștia au fost călăuziți și conduși de Duhul Sfânt, dar întotdeauna când Domnul Iisus spune un lucru, vreau să vă spun ceva. Iisus venind din ceruri a fost și întrebarea și răspunsul. Iisus n-avea nevoie nici de botez, nici de porumbel deasupra lui. Iisus n-avea nevoie de tertipurile pe care le folosim noi în cadrul bisericii. Nu avea nevoie, era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Avea sub mână legiuni de îngeri, n-avea nevoie de astea. El era și întrebare și răspuns. N-avea nevoie de rugăciune. Și totuși de ce le-a făcut? Știți de ce? Ne-a arătat o pildă de urmat, că e greu pe calea aceasta, dar că este posibil. Vă spun ceva. Noi nu suntem perfecți, nici unul din locul acesta. Dar lucru încântător pentru inima mea este că suntem perfectibili. Asta e lucru bun. Nu suntem desăvârșiți, dar lucru care mă îmbucură este că tindem înspre desăvârșire, la care spun, Doamne, ajută-ne! După ce am văzut de ce trebuie să ne rugăm, mergem la punctul 2, la pasul 2. Cum trebuie să mă rog? Și ascultați ce spune Biblia și vreau să mă ajut. Mă ajuți, e și mai bine, 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu 17, poți să pui pe plasmă? 1 Tesaloniceni, așa, uitați-vă acolo, cum trebuie să mă rog? Neîncetat, rugăciunea să fie o respirație a sufletului, rugăciunea să fie un mod de viață, te poți ruga la volanul mașinii, te poți ruga la servici, te poți ruga pe tractor, te poți ruga, suntem țărani de la țară, împoiată, te poți ruga permanent, tu poți avea semnal cu el, o legătură cu cerul. Doamne ajută-ne! Cum trebuie să mă rog? Neîncetat, nu ocazional, din când în când, când se adună frață, ne rugăm și noi la comun. Știți că rugăciunea asta nu e stipulată în Biblie, să ne rugăm în comun pentru. Nu-i greșit! Nu-i greșit. Dar lucrul la care atrăgea atenția Domnului Iisus este Matei, capitolul 6, odăița personală. Zice așa, tu când te rogi, închide ușa după tine și tatăl tău care este ascuns, o să te audă, o să te asculte. Nu ca și fariseii care scutură ciucurii să se audă clopoței că îi se roagă. Și în adunare au cele mai mari voci și se roagă pe cele mai înalte tonuri și acasă nu se roagă niciodată. Vreau să spun ceva. Asta e fariseism, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea în odăiță. Relația ta personală cu El. Dimineața când mă trezesc, spune psalmul, dimineața rugăciunea mea se îndreaptă înspre Dumnezeu, înspre Dumnezeu cel viu. Dimineața, primul lucru când mă trezesc, dormitorul mi-e orientat către răsărit. Și soarele îmi trage pălmile așa și ceva dimineața, deja... Oh, aleluia, fii slăvit Iisus, mulțumesc Duhule Sfinte. Vorbiți cu Dumnezeu dimineața, primele cuvinte, vorbiți-le cu El. De atâta vreme te așteaptă să stea de vorbă cu tine. Dar n-ai timp, ce să mai vorbesc de generația emo sau Twitter, generația Facebook cu căști în urechi. Când să mai vorbească Duhul Sfânt? Când să-i mai vorbească Dumnezeu? Că asta bagă acolo decibel de mai nu crapă când vrei să vorbești cu El. Știați că în România cei mai mulți tineri din 2010 încoace mor călcați de tramvaie, de mașini și loviți de tiruri pe străzi că merg cu căștile în urechi? Știați asta? Ar mai și uimit de statistica asta. Cei mai mulți tineri implicați în accidente mor că au căștile pe urechi, dar n-ascultă prorocia cu nici lucrări, nici cântări. Ascultă zdip, zdu, crap pe capul la ei. Mă înțelegeți, dragii mei, cum să te rogi? Rugați-vă neîncetat. 2. Iuda, epistola lui Iuda, versetul 20. O singură epistolă, penultima carte din Biblie. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Aleluia! Cum să te rogi?
După ce te rogi neîncetat, roagă-te prin Duhul Sfânt, nu te ruga formal. Gura zice, vântul duce, zic și o să fie zis, că zic tăți și mă rog și eu cu ei, dragul meu, caută să ai semnal cu cerul, caută să prinzi firul de legătură, caută să simți pe Duhul lui Dumnezeu în rugăciunea ta, în vorbirea ta, să simți că din rugăciunea în limba română ai trecut în vorbire în alte limbi, cu cerul, mărire lui, aleluia lui Iisus. Pentru că spune Biblia 1 Corinteni, capitolul 14, când vorbim în alte limbi, cel ce vorbește în altă limbă, nimeni nu-l înțelege, ci cu el cu Duhul spune taine cu Dumnezeu. Știi ce înseamnă asta? În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, spune versetul 2, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Știi ce înseamnă asta? Atunci când te rogi prin Duhul Sfânt, când te rogi prin Duhul Sfânt, satana și cohorta, noi, spune apostolul Pavel, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor, căpeteniilor, împotriva puterilor care locuiesc în văzduhul acesta, draci și demoni. Dar ei, tu când te rogi prin Duhul Sfânt, stau spectatori. Stau spectatori. Nu mai înțeleg nimic. Ce face? Ce zice pocăitul ăsta, mă? Și spune Biblia că însăși Duhul mijlocește cu suspine negrăite. Și în secundele acelea când tu prin Duhul Sfânt te rogi, Domnul încropește planul de izbăvire și satana habar nu are ce se întâmplă. Și Domnul dă biruința, fie slăvit în numele Lui. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, Doamne ajută-ne la aceasta. Mă duc mai departe, ora 8, încă câteva minute și apoi voi încheia. Iacov, capitolul 5, versetul 16. Iacov, capitolul 5, versetul 16. A doua parte spune așa: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Cum să te rogi neîncetat prin Duhul Sfânt și fierbinte? Frați și surori, rugați-vă înflăcărați. Când vă rugați, nu mormăiți ca niște urși. Nu îndrugați o mulțime de cuvinte. Eu vin din Biserica Baptist Ortodoxă și acolo rugăciunile se făceau după talismanul, paraclisul Maicii Domnului, le făceai taca-taca-taca-taca ca și o mașină de bătut. Nu așa. Roagă-te cu credință, roagă-te cu patimă, cu flacără fierbinte. Căci rugăciunea fi făcută cu credință și fierbinte are putere înaintea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să fii convins că Dumnezeu te ascultă. Doamne, dă biruință. Aleluia. Timpul trecut. Vreau să mă apropiu de încheiere. Când să mă rog? Am învățat acum în seara aceasta de ce să mă rog, cum să mă rog, când să mă rog. Ascultați ce spune Biblia. Psalmul 32, versetul 6, zice așa: de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. De ce? Sunt rugăciuni făcute prea târziu. Sunt rugăciuni făcute prea târziu și vreau să vă aduc în vedere pilda lui Esau, fratele lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Nahor în ierarhia patriarhală. Și uitați-vă la acest Esau. După ce nu-i pasă lui nici de dreptul de întâi născut, nici de binecuvântare, vezi de treabă, dă tu linchea încoace și piciorul de capră să-l mănâncă, interesează pe mine biserica voastră și cu cântările voastre, că mă descurc eu și fără. Când a venit vremea să primească binecuvântarea, spune Biblia, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a mai primit nimic de la Dumnezeu. O rugăciune prea târzie. Prea târziu, tată, nu mai ai nimic pentru mine, dar totuși fiul tău nu se mai poate. Tot ce am avut am dat lui Iacov și frații lui vor fi robi, inclusiv tu. Oh, o rugăciune prea târzie. Vă mai duc cu minte la unul care s-a rugat prea târziu. Vă duc aminte, Luca scrie despre Luca 18, despre bogatul care prea târziu, după ce o viață de huzur, o viață în casa lui, spune Biblia despre el că se îmbrăca în in și în porfiră, mânca numai ciorbă de burtă și minune și salamă, îi cânta în fiecare zi manelar la maxim, în casa lui era veselie și taraful cânta în fiecare zi. Știți ce se întâmplă cu omul acesta? Nepăsător de viața lui Dumnezeu, nepăsător de Lazar, nepăsător de tot ce înseamnă sfânt și neprihănit, moare și se duce acolo unde și-o căutat, acolo unde și-o ales. Și culmea, lucruri care interesează și care mi-a trezit mie interesul, știți ce spune Biblia despre el? Că și-a ridicat privirea în sus și l-a cunoscut pe Avraam și a zis așa:
părinte Avraame. De unde l-a cunoscut el pe Avraam? Ca și distanță temporală erau multe mii de ani. Distanță mare între cei doi. Și totuși l-a recunoscut pe părintele Avraam și l-a rugat, rogu-te, prea târziu o să Avraam. Dar totuși rogu-te, mai am 5 frați, prea târziu, nu se poate. Există rugăciune făcută prea târziu. Există rugăciune făcută prea târziu. Spune Iov capitolul 33. Dumnezeu vorbește însă 33:14. Pune-l pe ecran dacă se poate. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Și știți ce se întâmplă? Vine un timp în care Dumnezeu nu mai vorbește. Și în dreptul lui Balaam, du-te, Balaame. În dreptul lui Irod, du-te, Irod, și nu mai avut ce discuta cu el. În dreptul lui Saul, primul împărat al lui Israel, nu mai avut ce împărți cu el. Lepădat ești! Nimeni să nu se înșele, frați și surori, să nu credem cumva că dragostea lui Dumnezeu este inepuizabilă și ne putem bate joc de acum vrem noi și facem ce vrem cu din ea. Nu există așa ceva. Tot în capitolul 33 din Iov spune Biblia mai încolo că Dumnezeu de 3, de 4 ori îl ridică pe cel pentru care mijlocește îngerul Domnului, după care gata, pa, îl lasă. Frați și surori, aș vrea ca noi să fim oameni înțelepți. Să ne rugăm la vreme, la vreme potrivită, să nu ne rugăm prea târziu, să înțelegem valoarea și importanța rugăciunii în viața noastră de creștini. Dacă vreți să fiți oameni biruitori în casă la noi, în casa văduvei Leana, 8 copii, 8 frați suntem la mama, acolo 12 ani s-a făcut rugăciune. Nu era pită pe masă, dar era Biblia pe masă și era Duhul Sfânt la lucru. Repercusiunile acestor lucruri, știți care sunt? Că slujim lui Dumnezeu, suntem ai Lui și că noi ne interesează. Pe mine nu mă interesează și nu v-am vorbit în seara aceasta ca un resemnat care stă într-un cărucior și își linge rănile ca un câine bătut într-un fund de șanț. Nici de cum! Ce plin de bucurie, plin de dragoste pentru Dumnezeu și pentru voi că vă iubesc, de aceea v-am slujit cu toată dragostea. Vreau să prindeți gustul rugăciunii, e imperios necesar, e porunca Domnului și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, aș avea multe să vă spun, dar știți ce? Vă las și pentru de altă oară, pentru că mai bine să te scol de la masă să flămând, că mai vii și de altă oară. Vă iubesc din inimă și doresc ca Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin.